Bine v-am găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune de religie. Astăzi vom vorbi despre milostivire. L-avem alături de noi pe Părintele Florin Fodorus de la Biserica Greco-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Satu Mare. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am găsit! Biserica Catolică a declarat anul 2015-2016, începând cu 8 noiembrie, ca fiind un an dedicat milostivirii. În acest sens, în Episcopia Greco-Catolică de Maramureș au fost sfințite deja două uși ale milostivirii, dintre care una la Baia Mare, la Biserica Sfânta Maria, și una în Satu Mare, aici la Catedrala Greco-Catolică, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din centru. Totodată au fost rezervate o serie de acțiuni, activități, pentru acest an omagial în care milostivirea este cuvântul suprem, cuvântul de la care pornesc multe, multe îndemnuri și cuvinte de învățătură pentru credincioși. Până la urmă, de ce credeți că milostivirea este, cum trebuie să o privim noi, milostivirea lui Dumnezeu? Biserica ne cheamă în mod special în acest an să medităm, să punem în centru discursului nostru ca biserică și apoi să ajungă și la inimile credincioșilor acest aspect foarte important al dumnezeirii, în definitiv, care este mila, milostivirea. Dumnezeu este milostiv, așa cum de liturgia noastră de tradiție bizantină o repetă de foarte multe ori, inclusiv cu această invocație care o au credincioșii când răspund la fiecare dintre ectenile sau cererile pe care diaconul sau preotul le face pentru pacea lumii, pentru mântuirea sufletelor noastre, și toată seria de cereri răspunde cu Doamne, miluiește, Doamne, îndură-te spre noi, care exprimă în definitiv această cerere, această rugăciune de milă, acea rugăciune frumoasă care am auzit-o zilele trecute, una dintre duminicile trecute, a orbului din Erihon, care striga după Iisus Hristos: Doamne Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Deci această percepere a lui Dumnezeu ca fiind milostiv și iubitor de oameni este cea la care ne cheamă Biserica să fim atenți cu precădere în acest an. Nu înseamnă că altă dată, în anul următor sau până acum, Biserica nu a fost sensibilă sau nu a promovat sau nu a subliniat acest aspect al milostivirii. De altminteri, cei care dintre telespectatorii noștri care merg constant la biserică observă că în majoritatea duminicilor evangheliile vorbesc despre vindecări pe care Iisus le face, care nu sunt altceva decât expresia acestui Dumnezeu căruia îi se face milă de oameni care sunt în suferință, care sunt în necaz, care au o problemă și pe care Evanghelia de multe ori o subliniază, de multe ori Iisus spune în mod expres, Evanghelistul spune despre Iisus în mod expres că i s-a făcut milă de ei văzându-i ca niște oi fără de păstor. Este și o cântare care este tot așa, are miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta. Asta o rugăciune în care Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Rugăciunea inimii. Rugăciunea inimii, unde acest cuvânt este acolo, oferă o greutate a ceea ce noi invocăm și ceea ce rugăm pe Dumnezeu ca să vină și să ne ajute. În articolul pe care dumneavoastră l-ați publicat în ultima apariție a Tainei Lumina Credinței, a apărut acum, este numărul 4 din 2015, este un cuvânt în deschidere, un cuvânt a episcopului Bizău, iar la pagina 13 dumneavoastră
dați un titlu pe care l-am ales și noi pentru emisiunea de față, Milostivirii toate sunt cu putință. Da. Explicați-ne puțin acest lucru. Este cuvântul care aparține Sfântului Ioan Gură de Aur, care prezintă milostivirea lui Dumnezeu și la capătul actelor sau gesturilor de milostivirea lui Dumnezeu trage această concluzie, cum că milostivirii toate sunt cu putință. Cu alte cuvinte, niciun păcat, nicio problemă, niciun necaz nu este cu neputință de a fi rezolvat sau depășit de către Dumnezeu care este milostiv. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur pornește de la această remarcă, spunând că nu în mod întâmplător Iisus Hristos pe cruce a ales să miluiască unul dintre cei mai mari păcătoși, tâlharul de pe cruce, care toată viața și-a petrecut-o făcând lucruri nedemne, să spunem, de mântuire, dar care printr-un singur cuvânt de milă, pentru că i s-a făcut milă de Iisus, care era răstignit pe cruce pe nedrept și reacționează la atitudinea hulitoare a celuilalt tâlhar care spunea, dacă tu ești cine spui că ești, dă-te jos de pe cruce și eliberează-ne și pe noi din piroane. Acest tâlhar răspunde, taci din gură sau nu vezi că noi merităm această pedeapsă, dar el nu a meritat. Deci i s-a făcut milă de Iisus care era răstignit, omorât pe nedrept și această milă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este capabilă să fure întâietatea în paradis tuturor celor care într-un fel sau altul s-au nevoit, s-au silit, s-au străduit ca să se apropie de Dumnezeu și de împlinirea poruncilor lui. A trecut în fața apostolilor, în fața prorocilor, în fața tuturor, pentru că Iisus îi spune astăzi vei fi cu mine în rai. Și atât de frumos este reprezentat acest adevăr și pe paremise, dacă nu greșesc, pe zidul apusian al mănăstirii Voroneți, unde la judecata de apoi apare jos în stânga, dacă mă aduc bine aminte, intrarea în rai, unde în rai se găsește doar Iisus, Ioan Botezătorul și tâlharul de pe cruce, care stă cu crucea în mână. De altfel se tot spune și am mai auzit când în predici spunându-se că nu numai că a furat și raiul până la urmă, prin acest gest de milă așa din străfundul inimii sale, a sufletului său, față de nedreptatea care i-a fost adusă Mântuitorului. Chiar cu acest model, și spuneți în deschiderea articolului, și alte modele de iertare a unor mari păcătoși a făcut Iisus Hristos. A iertat. De ce e important să vedem acest lucru? Că până la urmă, pentru ce mila asta, față de cine o manifestăm? Cum o manifestăm milostivirea? Are niște limite? Are limite. Milostivirea este, biserica cu această invitație vine ca să pună în prim plan milostivirea lui Dumnezeu, față de care creștinul are această chemare de a limita. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru milostiv este, spune Iisus Hristos. În urma pildei fiului risipitor sau în urma pildei samarineanului milostiv, unde vedem încă o dată persoane care nu merită mila, pentru că ceea ce au făcut au fost lucruri vrednice de pedeapsă, dimpotrivă, sau de o atitudine de dreptate față de ele, de a fi îndreptate într-un fel sau altul, și vedem în mod paradoxal un Dumnezeu propovăduit de către Iisus Hristos ca fiind milostiv cu omul care se căiește
și se întoarce. Dar nu numai că este milostiv în momentul în care se căiește și se întoarce. Milostivirea este mereu prezentă la Dumnezeu. El așteaptă, spune că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să, să se întoarcă și să fie viu, pe de o parte. Pe de altă parte, vedem că are grijă față de păcătos. Într-un alt loc din Sfânta Scriptură, Iisus Hristos spune că Dumnezeu trimite ploaia peste cei buni și peste cei răi și răsare soarele peste cei păcătoși și peste cei nelegiuiți. Deci, Dumnezeu vedem că are grijă chiar și când ești în condiția de a fi păcătoși și de a fi departe de El. Este, dacă vreți, acea privire sau grijă, preocupare a Tatălui din pilda fiului risipitor, care, despre care Evanghelistul Luca ne spune că privea în zare, așteptând să se întoarcă fiul. Deci, mila nu lipsește niciodată de la Dumnezeu, chiar și când omul este departe de El. Însă, omul o percepe ca atare, o experimentează în momentul în care își revine în fire, își vine în fire ca și fiul risipitor, văzându-se în situația mizerabilă în care se găsea, spirituală, morală, chiar fizică uneori, omul poate să-și vină în fire și să se gândească la Dumnezeu Tatăl, care spune este milostiv pentru că nu-i pune pe oameni, pe slujile sale să mănânce din roșcoavele porcilor, așa cum l-a pus străinul, care este simbolul satanei, să mănânce mâncare, dacă vrea, din roșcoavele porcilor, ci dă pâine, pâinea care este un aliment de cinste, până și slujilor, cu atât mai mult unui fiu. Deci, omul în momentul în care își revine în fire, se convertește și vede această stare deplorabilă în care se găsește, are posibilitatea să experimenteze mila lui Dumnezeu, care este milostiv, îndelung răbdător, adică rabdă pe om mult timp, până în ultimul ceas rabdă. Și mai mult în liturghie spune, preotul spune o rugăciune în taină, care tot timpul o găsesc foarte frumoasă și edificatoare. În timp ce se cântă Sfinte Dumnezeule, preotul spune rugăciunea întrei Sfântului și acolo spune, adresându-se lui Dumnezeu Tatăl, spune, cel ce rânduiești fiecăruia un timp de pocăință. Adică Dumnezeu rânduiește fiecăruia un timp de întoarcere. Și are răbdare cu omul până când întâmpină în viața lui acea răscruce, acea limită a propriei sale existențe care îl face să se înalțe cu gândul, cu inima la Dumnezeu și dă posibilitatea, deși nu este garantată, de a se întâlni cu Dumnezeu și cu milostivirea Lui. Și atunci Dumnezeu îl așteaptă cu brațele deschise pentru a-L primi din nou în casă. Putem vorbi despre milostivire în lipsa Euharistiei? În sensul că milostivirea își capătă expresia majoră sau definitivă în Euharistie. Nu putem vorbi pentru că Euharistia este sacramentul suprem, taina supremă pe care Dumnezeu o lasă omenirii, semn al infinitei sale disponibilități de a ierta păcatul omului și de a se întâlni cu omul în cea mai, până în fundul cel mai de jos la care poate ajunge omul. În Euharistie noi nu vedem altceva decât această capacitate a lui Dumnezeu de a se jertfi pe sine și de a se da pe sine drept mâncare pentru cel care se întoarce și cu credință îl primește. Cu credință și cu suflet căit, evident, făcând și o pregătire în prealabil. Noi am avut de curând, în tradiția răsăriteană, pomenirea lui Zaheu, care îl cheamă pe Iisus Hristos în casa sa. De fapt, Iisus se autoinvită la el în casă din moment ce îl vede și în casă vedem că are loc cina, Iisus nu-i amintește deloc de păcatele lui, nu-i face nicio remarcă, nici nu-l dojenește de ce
ai furat atât de mult, de ce nu ai avut grijă să, de poporul tău și dimpotrivă l-ai asuprit în fel și chip, punând taxe peste taxe pe capul lui și dând romani. Deci nu-i face niciun fel de dojană. Se întâlnește cu Zaheu la nivelul umanității, al prieteniei. Probabil vorbeau despre lucruri neutre, ca să spunem așa, însă Zaheu își cunoaște starea, știe ce a făcut. Însă văzând la Iisus Hristos tocmai această disponibilitate și acceptare, lipsă de osândire, de condamnare, acea milostenie a lui Iisus Hristos și dragoste care o experimentează Zaheu îl schimbă profund și la acea masă spune că devine dintr-o persoană super egoistă, super centrată pe propria sa ființă și propriile sale nevoi mai mult sau mai puțin închipuite. Cel care acumula, care strângea tot mai multe bogății, deodată spune că va da jumătate din ceea ce are săracilor și dacă a păgubit pe cineva, îi va restitui de 4 ori mai mult. Mult mai mult decât îi cerea legea ebraică în cazul furtului. În cazul furtului se cerea să înapoiezi ceea ce ai furat, dar el spune de 4 ori. Împătrit. De 4 ori. Da. Deci, iar de aici vedem noi că Euharistia este tocmai această disponibilitate lui Dumnezeu de a se oferi omului în totalitatea sa, iar omul este chemat să se înfrupteze din această milostenia lui Dumnezeu. E foarte important că Euharistia, deci prezența la liturghie, să nu fie doar un act ritualic lipsit de însemnătate. Creștinul vine în fiecare duminică la biserică și celebrează Euharistia, unde este chemat să se împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos, dar acea chemare este valabilă și pentru el. Nu este doar un gest al lui Dumnezeu. Este creștinul care, odată după aceea, iese din biserică, devine, împărtășindu-se cu trupul lui Hristos, devine el însuși o persoană care se jertfește pentru celălalt și devine milostiv. Adică când spune Hristos, acesta este trupul meu care pentru voi se frânge spre iertarea păcatului, acesta este sângele meu care pentru voi se varsă, faceți aceasta într-o pomenirea mea, spune liturgia Sfântului Vasile. Deci aceasta nu este doar un gest ritualic, fac ceva în amintirea lui Iisus Hristos, ci un gest concret de viață. Creștinul este chemat să devină la fel de milostiv ca și Dumnezeu Tatăl, la fel de jertfitor și de iubitor cu această iubire agapică, jertfelnică pe care are Iisus Hristos. Deci milostenia devine stil de viață. Cum putem noi să fim, dați-ne câteva exemple de, prin care noi putem să ne manifestăm mila sau față de cel de lângă noi? Cateismul bisericii ne învață să facem acele lucruri care le numim faptele milei trupești, să dai de mâncare unui flămând, să dai de băut unui însetat, să vizitezi pe un om bolnav, să cercetezi pe un om închis, să dai ospitalitate unui străin, toate faptele milei trupești, adică să fii atent la nevoile celuilalt. Este modul cel mai la îndemână pe care omul obișnuit îl are, adică să nu trăiască indiferent. Mila este această capacitate de a ieși din propria ta fortăreață interioară și de a vedea dincolo de propria ta persoană, de propriile tale probleme, de propriile tale griji, să vezi nevoia celuilalt. Asta nu înseamnă că devenim milostivi într-un soi de activism, adică căutăm cu deadinsul persoane care au nevoie de ajutorul nostru, că poate apărea așa dintr-o dată dorul acesta de a face binele, fie auzind o predică, fie ascultând o emisiune, fie citind o carte de spiritualitate sau pur și simplu așa. Uneori omului vine așa această dorință de a face binele, crezând că dacă îl va face, va fi și bun.
acele fapte îl vor face bun. Tocmai de asta v-am întrebat despre Sfânta Euharistie, pentru că poate am putea fi înclinați să credem că așa cum i-a iertat păcatele tâlharului de pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos, tot așa pot fi iertate păcatele și celor care nu se spovedesc, nu se împărtășesc cu Sfintele Taine. Și atunci, deși se spune că ceea ce noi mărturisim sunt iertate, sunt șterse și ele nu vor mai fi, nu le vom mai avea la judecata de apoi. Pe când cele care sunt mărturisite, odată mărturisite, ele sunt șterse, sunt iertate. Tocmai în ideea asta v-am întrebat dacă nu poate fi asociat acest exemplu, iar oarecum să se gândească că se poate mântui, nu se poate mântui fără Sfânta Euharistie. Nu ne putem mântui fără Sfânta Euharistie. Ne putem mântui în sensul că Iisus Hristos spune foarte clar în Evanghelia către Ioan, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu va avea parte de mine în împărăție. Deci nu există mântuire fără Euharistie. Dar sunt cazuri acestea cum este tâlharul de pe cruce sau alte cazuri izolate care în mod conștient, în mod independent de propria sa voință, omul nu poate accede la Sfânta Euharistie, ci doar prin credință. Se împărtășește din Euharistie, deci din darul Euharistiei, prin credință, pentru că în mod fizic acel om era țintuit la pe cruce, deci nu putea, era condamnat să moară în câteva ore, nu putea să ia parte la Euharistie, însă prin credința care a manifestat-o în Iisus Hristos, prin milostenia care i-a transformat acea inimă de piatră care făcea să se gândească doar la el și la nevoile lui când fura la drumul mare, dintr-o dată se mișcă ceva în el. Este timpul acela rânduit de Dumnezeu spre pocăință și pocăința atrage după sine și această mântuire. Mai sunt câteva cărți, printre care și Viața Sfintelor, care mai înainte a fost desfrânată, unde tot așa sunt câteva exemple de viața al unor sfinte care, după cum mi-am amintesc și eu, mergea în drum spre biserică și s-a căit atât de mult pentru păcatele săvârșite, încât s-a curățit practic în timpul acesta de în care a avut această mustrare de conștiință și s-a rugat pentru iertarea păcatelor. Deci sunt gesturi care pot să apară așa instantaneu, într-un moment dintre ăsta în care omul se privește în oglindă și vrea să se schimbe, să-și schimbe este viața. Scârbă. Da, de ceea ce vede și atunci decide să-și schimbe radical viața. Și mi-a rămas în minte, chiar o recomand, cartea telespectatorilor noștri, celor care le mai place să citească câte un cuvânt de învățătură, un cuvânt din Viețile Sfintelor, este o carte foarte frumoasă, tot așa Mântuirea prin viața de familie, iar sunt exemple de familii de împărați, de sfinți care s-au sfințit prin viața de familie. Iar această milostenie, milostivire, până la urmă poate să facă oricine, oricum, poate să te poți ruga, nu neapărat dacă nu ai la îndemână altceva ca să faci pentru aproapele tău, poți să te rogi pentru el. Este și asta un gest, nu? Până la urmă de... Da, face parte din faptele milei sufletești. A te ruga pentru o persoană care are nevoie. Cum de altfel, așa cum am spus, sunt faptele milei trupești, faptele milei sufletești. A învățat pe cel neștiutor, a îndreptat pe cel care greșește. A fi indiferent, că toate vedeți au un substratul acesta.
poți să fii indiferent sau poți să nu fii indiferent la ceea ce îi se întâmplă aproapele tău, în sensul de are nevoie de tine. Cum vedeți dumneavoastră societatea? Încotro ne îndreptăm noi din punctul ăsta de vedere al relației cu cel de lângă noi? Indiferentă. Diferența este, cred că, păcatul capital al societății în care trăim. În ciuda multor exemple de caritate sau gesturi de caritate, caritatea rămâne de foarte multe ori superficială, pentru că nu schimbă în profunzime persoana care o practică. Și aici nu emit o judecată de valoare asupra intenției fiecărui om, pentru că intenția doar Dumnezeu o cunoaște. Doar că orice pom se cunoaște după roadele sale. Ori în societatea noastră vedem că, mai ales în România, cel puțin în ultimul timp, pe fondul frustrării provenite din atmosfera aceasta de corupție, de nedreptate în care trăim, s-a născut un lăstar din acesta al dorinței de revendicare, de răzbunare, de dreptate cu orice preț, de a sancționa minim orice greșeală. Este o atitudine, ca să spunem așa, justificată din punct de vedere al eticii, ale unei etici, dar a unei etici care nu este creștine. Etica creștină, care se naște din Evanghelie, în sensul că Iisus Hristos ne revelează pe acel Dumnezeu care este milostiv, îndurător, care are răbdare cu păcatul omului, care îl rabdă, care îl îngăduie un timp, îi dă timp să se convertească, lucrurile nu se schimbă așa de pe o zi pe alta. Un om nu se schimbă profund de pe o zi pe alta, decât în cazuri excepționale. Omul are nevoie de timp ca să se întoarcă, să experimenteze limitele sale și așa mai departe. Deci etica creștină care se naște din Evanghelie este o etică a răbdării cu răul, a îngăduirii răului. Și atunci asta vine la nivelul omului personal, a fiecărui credincios care trăiește în această societate. Acest lucru nu este valabil cu instituțiile. Cu instituțiile care sunt chemate să vegheze asupra legii. Și dăm aici exemplu, nu? Un polițist care îl vede pe un tâlhar care fură, el nu este chemat să fie Dumnezeu milostiv care are îngăduință cu păcatul omului, ci trebuie să vegheze la binele comun, pentru că a răbda pe cineva care fură și a-l îngădui în virtutea unei false, aceasta este, vedeți, crinalul unde ne găsim cu milostenia. A răbda în mod nediscriminatoriu pe cineva care greșește poate să devină un păcat mai mare și face o faptă mai rea decât cea pe care o salvezi. Nu a îngădui violențele într-o societate din partea autorităților sau a îngădui nedreptățile în virtutea milostivirii, aceea nu este milostivire, este bonism, se numește, și tot ce înseamnă, tot ce este cu ism în românește este peiorativ. Adică o atitudine a fi bun cu orice preț, călcând peste orice, numai de dragul de a fi bun, asta nu este milostivire. Este și o lipsă de asumare, ca până la urmă să-ți asumi ceea ce rău mare. Trebuie să faci tu acolo unde... Nu să faci datoria, sigur că... Și apoi, sau un alt exemplu, cu profesorii, nu? Dacă un profesor... Bine, dar să nici nu ducă la extremă, pentru că, vedeți, unii dintr-un exces de zel își aplică acele măsuri pe care le au în sarcina lor de serviciu la extremă. Ceea ce duce omul sau pe cel în cauză, cel vinovat, într-o situație foarte umilitoare. Adică să-l umilești pe un om din a-ți face datoria într-un mod just, conform celor stabilite de funcția ta, de să le duci până la extremă, umilindu-l. Dumnezeu o pedepsește. Deci să nu ne imaginăm un Dumnezeu care este lipsit de atitudine în fața răului omului. Uneori pune o preliște, uneori trimite o calamitate, alteori trimite un semn, alteori îți trimite o boală ca să te oprești din drumul pe care ai apucat-o. Dar toate le face din milostivire, pentru că vrea binele omului.
un polițist sau un judecător sau un procuror sau un profesor, luați orice, un patron care sancționează pe om de dragul de a sancționa și de a produce suferință și nu pentru a-l îndrepta pe acel angajat sau pe acea persoană care încalcă legea, nu pentru a-i vrea binele, adică pentru a-l transforma într-o persoană mai bună, mai care să atingă idealul la care se așteaptă, nu ca societate ne așteptăm la anumite comportamente, ca patron de instituție aș vrea ca în instituția mea să se comporte angajați într-un anumit fel pentru bunul mers al lucrurilor. Și atunci când fac, iau o sancțiune, dau o sancțiune sau mă comport numai de dragul de a produce suferință, de a mă răzbuna, de a arăta eu că eu sunt șef și celălalt este subaltern sau de a arăta că eu sunt polițist și am autoritatea și celălalt este un cetățean care nu poate să reacționeze în vreun fel. Deci, îndreptarea sau dojana făcută în spiritul pentru binele omului, aici este limita. Și aici trebuie noi să învățăm, pentru că eu dacă, de exemplu, sunt, nu țin cont de faptul că persoane respective îi produc o suferință și îi produc suferință gratuită, îl umilesc, numai de dragul de a-mi arăta cine sunt eu, că sunt mai puternic. Este și un abuz psihic la adresa acelui om, nu? Dumnezeu niciodată nu face lucrurile acestea, pedepsele sau limitele care le pune omul, nu le face de dragul pedepsei. Ca un părinte bun, cred eu, niciodată nu îl pedepsește sau limitează comportamentul unui copil prin regula pe care o pune de dragul de a vedea suferința, deci în mod gratuit, ci pentru că vede în această decizie care poate să fie drastică pentru copil, limitându-i libertatea în sensul că nu faci orice vrei, dai foc la casă, vede un bine mai mare pentru copil. Cred că la fel trebuie să acționeze și toți ceilalți, toate instituțiile și cei care sunt în grija binelui comun, de să urmărească binele omului ca atare. Din păcate asistăm la astfel de situații și nu de puține ori. Să vedem că un angajat este apostrofat de față cu clienții sau un copil este pus așa la colț de față cu toți colegii. La colț și în ghilimele, în sensul că este mustrat într-un mod nepotrivit de față cu toți colegii. Cred că unele lucruri, dacă chiar până la urmă vrei să-l ajuți, mai ales trebuie să dai dovadă de un pic de tact și să găsești o variantă care să fie chiar și umană și etică și cum vreți dumneavoastră, nu neapărat să-ți manifesti tu puterea și faptul că, cum ziceați, funcția, să o duci până la, să abuzezi de funcția ta doar pentru a demonstra că tu ești acolo cineva, iar el este un simplu angajat sau un elev care până la urmă depinde de tine dacă promovează sau nu promovează, dacă ia o notă mai mare sau mai mică sau dacă primește un salariu corespunzător muncii pe care o depune sau mai mic, pentru că ți așa ți se năzare ca patron. Toate aceste lucruri iarăși își pun amprenta și oamenii sunt iarăși puși într-o încercare care la un moment dat vor spune lasă că roata se învârte și Dumnezeu are grijă să facă dreptate. Că oamenii așa spun. Oamenii când li se face o mare nedreptate, atunci automat își îndreaptă gândul spre Dumnezeu în ideea că cineva până la urmă, Dumnezeu cel adevărat, o să le facă dreptate. Da. Este corect să gândim așa? Acum sfinții nu gândeau. Cum ar trebui să ne raportăm noi față de, sau cum ar trebui să ne manifestăm ca și creștini față de cei care ne asupresc, cei care... Să binecuvântăm, să ne rugăm pentru ei. Asta ne învață Hristos, nu putem învăța altceva. Hristos ne spune pentru cei care vă asupresc, rugați-vă. Pe cei care vă vorbesc de rău, voi binecuvântați, adică vorbiți de bine. Bine, cuvântare, vorbire de bine. Vorbiți de bine. Deci, și într-o răbdare,
lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă în smerenie, lucrurile se schimbă dacă cel care este prigonit așteaptă de la Dumnezeu răzbunarea. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu uitați că răzbunarea este a lui Dumnezeu, mânia este a lui Dumnezeu, nu vă faceți singur dreptate. Deci creștinul este chemat, nu, asta nu este o stare de a fi bleg, de a fi irresponsabil, de a nu-ți lua soarta în propriile mâini, de a nu avea o atitudine activă în societate sau la locul de muncă. Doar că acolo când deja ne întâlnim cu limita noastră, adică nu putem face mai mult, cu toate că am făcut petiție pentru un lucru care nu sunt de acord, pentru o lege cu care nu sunt de acord, cu toate că am făcut proteste, cu toate că mi-am spus punctul de vedere, lucrurile nu se schimbă, nu este înțelept să cădem într-o stare de frustrare, nu este înțelept să cădem într-o stare de ranchiună, să nutrim în noi sentimente de ranchiună, de răzbunare, dorință de revendicare. Lasă că Dumnezeu ți-a plătit, lasă că o să vezi, lasă că se întoarce roata. Astea nu sunt cuvinte creștinești. Sunt născute din frustrare. Cuvântul creștin este mânia este a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care știe ce este mai bine pentru mine, știe ce este mai bine pentru lumea aceasta în care trăim. Sfinții spuneau Dumnezeu mă dojenește prin aproapele meu. Poate meritam acest lucru, poate trebuia să mi se pună ostavile pentru anumite lucruri, poate nu trebuia să fac acel lucru prin aproapele meu Dumnezeu mă stăvilește ca să ajung într-o anumită direcție. Deci starea de răzvrătire față de evenimentele care ni se întâmplă în viață, deși este una firească și răul sau suferința nu este ceva plăcut. Creștinul nu este masochist, deci nu acceptă suferința doar de dragul suferinței, ci o înduhovnicește, are capacitatea în Iisus Hristos, are capacitatea de a vedea în El în suferință un rost, de a vedea în suferință planul lui Dumnezeu. Iov este un exemplu în acest sens. Vedeți că el spunea că îl cunoștea pe Dumnezeu, că și făcea toate faptele cele bune și Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar la sfârșitul drumului acela de suferință care l-a făcut, a spus acea vorbă uimitoare. Ce până acum te-am cunoscut, Doamne, din auzite. Dar acum ochii mei te-au văzut. Deci se vede că acea suferință l-a purgat, l-a purificat de anumite percepții, l-a făcut să facă un salt calitativ în cunoașterea lui Dumnezeu. Noi nu știm de multe ori suferința sau necazul care vine asupra noastră, care este rolul lui în viața noastră, în evoluția noastră spirituală, în misiunea care avem noi pe pământ. Deci creștinul bun renunță la blestema, la dori răul celui care îmi face răul, știu că este un efort greu, e greu de realizat. Da, și mai ales în contextul în care vedem și noi acum că toate mijloacele astea de socializare vin cu tot felul de informații, vin cu tot felul de rugăciuni minune, vin cu tot felul de îndrumări, care îl fac pe om să ia atitudine atunci când este nedreptățit. Până la urmă este normal să luăm atitudine, nu? Normal, nu poți, chiar dacă e fi cel mai... Creștinul nu este bleg, spune Steinhardt. Da. Deci a fi creștin înseamnă a fi bleg. Da. Dar nici să nu fii răzbunător sau să-ți faci dreptate cu orice preț. Adică, ceea ce spuneam, există atunci când, după ce ai protestat, după ce ai luat poziție, după ce ți-ai spus punctul de vedere, vezi că lucrurile nu se schimbă în șeful tău, în partidul, un guvern respectiv în care te găsești, vezi că nu se întâmplă nimic, atunci lași mânia la Dumnezeu și dreptatea la El. Că El știe de ce se întâmplă lucrurile acestea. Mă gândesc că dacă totuși încerci să duci lucrul ăsta într-o extremă, aici deja automat apare și oarecum mândria. Nu renunți la acel gând până nu vezi tu că ți se face dreptate. Iar dreptatea asta ați văzut de multe ori ajunge să-i bage pe oameni în spital, dar și în mormânt. De multe ori dreptatea ajunge să se facă fie după ce omul a murit, fie
să fie atât de consumatoare de resurse și de nervi, încât să-l termine. Se termină psihic. Încât nu mai ai, ești lipsit de orice putere să mai faci altceva, să te mai redresezi, să te mai remontezi. Și atunci, pe un fond atât de sensibil, automat și celelalte lucruri încep să slăbească. Să slăbească și credința și tot ce crezi tu că ai putea să te ajute în... Eu cred că în rugăciune omul, vedeți pe psalmiști întotdeauna, psalmistul când se confruntă cu o situație limită, noi vedem acolo rugăciunea psalmistului de foarte multe ori, în unii psalmi, se vede că el a dus o luptă intensă până când a ajuns la rugăciune. Deci s-a luptat cu dușmanii lui, a căutat să fugă de ei, alte ori a confruntat direct și când se simte deja copleșit, că nu mai poate, recurge la această rugăciune în care își revarsă toată preocuparea, toată grija înaintea lui Dumnezeu și în care cere dreptate de la Dumnezeu, cere protecție. Doamne, fii stânca mea, fii cetatea mea de apărare. Dușmanii mă înconjoară, sunt ca niște câini care le-a trezit și noapte și îmi dau târcoale. Da, această preocupare a psalmistului de a expune lui Dumnezeu în rugăciune problemele, preocupările sale, după ce se vede că s-a luptat. 140 sau 142. Da, Doamne, auzi cererea mea, ascultă da, rugăciunea mea. Exact. Deci sunt mulți psalmi în care vedem psalmistul a dus o luptă personală cu dușmanii lui de fel și chip și care la un moment dat își întâlnește limitele propriilor sale puteri. Și în această experimentare a limitelor se întâlnește cu Dumnezeu în rugăciune și îi spune preocuparea și cere ajutor, protecție sau intervenție. Deci, eu cred că și noi, fiecare, dacă am reușit să, în luptele noastre cu necazurile sau cu oamenii de multe ori sau cu cel rău, am avea și această înclinație în a expune lui Dumnezeu problemele noastre. Cred că lucrurile s-ar mai lumina, pentru că rugăciunea asta are această putere extraordinară de a ne deschide sufletul, că de obicei în îngrijorări ne închidem foarte mult ca într-o carapace, că ne simțim amenințați și ne închidem în noi înșine. Însă rugăciunea este un dialog cu o altă persoană care știm cine este și atunci ne deschidem cele mai profunde cămări ale sufletului nostru și acolo intră lumină, intră speranță, intră credința care vine din rugăciune. Acum, pentru că ne aflăm pe final, vreau să vă întreb cum ce ați pregătit dumneavoastră pentru acest an al milostivirii, acest timp dedicat milostivirii în biserică? În primul rând, o mai mare accentuare în predicile duminicale sau prăznicale a acestei dimensiuni a milostivirii. De asemenea, la catehezele pe care le facem, punem mai mult accent pe acest lucru. Evident că într-o parohie nu poți să ocupi tot spațiul discursului omiletic sau al activităților să-l faci monotematic, adică să te preocupi doar de o temă. Și se găsește oportunitatea ca în diferite ocazii să manifeste această dimensiune a milostivirii care iată anul acesta ne se propune. O acțiune de asemenea, sau acțiuni de asemenea care le sunt în derulare, de exemplu, în prima duminică a fiecărei luni din an, credincioșii sunt invitați să contribuie cu alimente ca cei care bat continuu la ușa bisericii să primească, să nu plece cu mâna goală. Nu încurajăm acordarea de bani pentru că de multe ori nu știm ce fac cu ei și de aceea am preferat ca caritatea, milostivirea bisericii să se manifeste prin această grijă față de nevoile fundamentale ale omului, care sunt mâncarea, îmbrăcămintea, hrana, băutura. Deci, în prima duminică facem acest lucru, apoi vom iniția, începând cu data de 11 februarie, când este ziua bolnavului, o serie de celebrarele masului pentru cei care sunt
cu probleme de sănătate fizică sau mentală sau sufletească, de orice alt tip de suferință, pentru care Maslow este rugăciunea bisericii cu acest scop. Și apoi acțiunile acestea care sunt și de învățare. De învățare că face parte din faptele milei sufletești, a învățat pe cei neștiutori, și cu acesta de cateheze în care încercăm să răspundem nevoilor sufletești. Și ați demarat de curând și catehezele pentru adulți, tocmai în ideea de a-și limpezi sau a-și lămuri sau a-și îmbogăți până la urmă cunoștințele spirituale pe diverse teme pe care le propuneți în cadrul întâlnirilor și pe care le dezbateți, nu? Sub forma unor discuții libere sau chiar prin vizionări de filme, de tot felul de materiale informative. Sau PowerPoint în care se pot vedea anumite imagini legate de tematica aleasă. Cred eu că este spre folosul celor care participă. Și să meargă cât mai mulți. Că se dea Dumnezeu. Fiecare marți, cum a spus dumneavoastră, la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, de la ora 18, nu? Aveți aceste întâlniri cu credincioșii în care puteți să discuta și puteți să vă lămuriți multe aspecte ce țin de credință. Stimați telespectatori, noi vă dorim zile binecuvântate și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!